Adică toată lumea are chef de toată lumea azi, nu? Așa? Da, 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 de acord. Ia, da, ce-mi place. Niște piese. Mădălina, da? Îți plac? Da, da, Doamne, chiar da. Ajută-ne. Nu-mi zice că ai emoții. Păi nu eram pregătită pentru setul acesta de întrebări. Preferam să fiu ultima, cum sunt cam de fiecare dată. Păi da, e același lucru, că întrebările sunt diferite. Provocarea e diferită. Înțeleg, dar... Eu zic să te pregătești, că ai trecut tu prin lucruri și mai grele. Și fetelor, dar glumim un pic, nu vă mai luați atât de tare în serios, că nu se întâmplă nimic. Facem și noi divertisment, Elinca, că doar suntem la televizor. Nu ne-ai spus, dacă nu răspundem, ne scad puncte. Ei, îți dai seama acum, o să vă iau toate steluțele. Facem 10 abdomene la sfârșit, măcar să știm. Asta care da, da, cu abdomenele mă bag, stai cu minte. Ceva. Sunt de acord, bine, mă gândesc pentru până la final. Nu se aplică treaba asta. Să știi care e pedeapsa, știi? Ne mai facem TV pentru noi toți. Ne mai gândim, ne mai gândim. Facem un mai dați-mi un pic de răgaz. Hai să vedem cum se descurcă Mădălina. Ai 5 secunde să numești 3 creatori de modă români. Români. Ana Radu, Clara Rotescu. Doi, tot e bine. Sunt o grămadă, dar vă dați seama că fetele au emoții, da? Ai 5 secunde să numești 3 modalități de a slăbi, dar fără diete. Adică fără să zici dietă. Nu mănânci, te agiți, faci sport. Iată, super, bravo Mădălina, te-ai descurcat, super, super. La dietă, dar practic nu mâncai un fel de dietă. Da, dar nu am problemă. E intermitent, da, nu, e intermitent fasting, e da, dietă. Da, mai nou, așa se numește. Ca astăzi tot am zis-o cu mai nou, mai nou toate. Mădălina, unde mergem astăzi? În seara aceasta, vecinul de care v-am zis la început, Neagică, ăsta a plecat fără urmă. Nu știu unde s-a mutat, dar Cică s-a mutat în zonă, tot în cartier. Așa că eu vreau să mă duc acum, să mă angajez la poștă, să văd unde vin următoarele facturi, să aflu unde și-a făcut cealaltă casă mare cu celelalte lucruri la fel de mari. Okay. De care ne amintim de povestea. Da. Am înțeles. Deci la poștă, Mădălina. Da, vreau să mă la casting, cum s-ar spune. Celelalte lucruri la fel mai de mari. Mai ții tu minte povestea mare, cu Cică? Adică era cineva cu o situație, adică nu era oricine. A fost astăzi o discuție destul de amplă așa în culise despre stiliști, fetelor. Și apariția lor practic voit sau nevoit în cadrul competiției noastre. Da, eu mi-aș simt o factură, n-am nici doar eu, dar am zis sau așa. Mi le fac singură și n-ai niciun fel de ajutor, de nimic, nu? Nu, dar le fac singură, mă uit eu pe net, știu ce-mi place mie, îmi fac combinațiile din capul meu, adică încerc să le gândesc. Dacă am o prietenă care știu că are o haină, zic, bă, vin să iau eu rochia de la tine, că am o idee, sau vin să iau geaca aia de la tine și cumva le combin cu ce mai am, adică... Dar la emisiunea asta, ci că e normal să ai stilist, nu să nu ai. Deci eu cred că e normal. De ce exagerez acum și întorci niște cuvinte? Rog, că nu e, nu se ține. Se acceptă stilistul, când dar nu că e normal. Când am venit în prima emisiune, Raluca a zis că luați-vă stilist. Pe mie mi-a zis. Că a zis că noi trebuie să avem stilist, adică nu e anormalizat. Este permis? Nu, la unele fete le-a zis luați-vă stilist. S-a referit pentru că are un stilist pe care îl plătește și a zis, ia, dacă tu vrei să te stilist, ia-ți măcar unul bun. Și mie nu mă arătare pe timpul oamenii care sunt în asta cumva publică, lucrează cu niște oameni, cu niște stiliști, sunt îmbrăcați. Nu e ca și cum... Și plus că la Ioana, uite, de exemplu, deci a ruxidat, poți să ai niște conexiuni și de la niște oameni, niște haine mijlocate. Dacă tu nu ai conexiunile astea, evident că tu nu o să poți să ajungi să iei, că nu ai toate hainele astea în garderobă. Evident că te duci să-mi pumunți, iau aia de la tine, mă uit pe în oglindă, cum vine, mai spune un prieten, ok, mai bagă nu știu ce. Eu nu am stilist pentru că nu vreau eu, adică alegerea mea, eu nu mi-asum asta, adică nu... Nu, s-a zis că este obligat, cum ai formulat, ai zis că aici se obligă să ai stilist. Nu, aici e normal să ai stilist. Nu se acceptă să ai stilist. E greu să cred că ești eu, nu că eu sunt genul care nu te adică da, se acceptă, dar nu că este obligatoriu. Să nu înțeleagă cei de acasă că trebuie să ai stilist ca să fii în această emisiune. Faptul că tu ales să n-ai stilist, cu atât mai bine laudele tuturor. Adică ca și cum nu e un lucru că voi avea stilist, asta am zis. Adică faptul că voi avea stilist pe mine nu mă deranjează cu absolut nimic și nu... Și apelez la părere oamenilor care știu mai multe decât mine. Da, da, uite, de exemplu, avem un make-up de cineva să fim la make-up. Păi cineva să aibă un make-up artist decât pentru el sau un hairstylist decât pentru el. Așa și cu stilistul, adică nu se încalcă nicio regulă. Nu e un lucru rău, Doamne, ferește, ce mai bine. Păi din potrivă, eu am venit aici cu gândul că vreau să învăț lucruri și normal că mă ajut și de regulamentul care îmi permite, nu? Dar e mai ușor să mă
mai ușor când ai stilist, că te ajută, știe de unde să ia piese, haine. Și nu mai alergi tu. Și când eu așa, eu alerg singură după tot. E alegerea mea. Hai să vedem cine are stilist. Tu, Mădălina, ai? Da. Ideea a fost, a pornit de la Ruxy, cum că a dat-o ca și cum ar fi obligatoriu sau ceva, nu știu cum a picat eu, așa am interpretat-o și am zis, nu este obligatoriu, fiecare face absolut ce vrea, deținem un buget pe care toate concurentele este în mod egal acest buget și fiecare și-l cheltuie cum dorește, cum Ruxy are make-up artist personal și hairstylist personal, eu am un stylist personal care mă ajută. Dar n-am zis că e obligatoriu, am zis că pur și simplu eu nu am stilist, dar în această competiție este normal să ai stilist. Fix așa am zis, m-am exprimat. Este normal, adică regulamentul chiar recomandă să ai stilist. Este acceptabil, nu normal. Că normalul acesta pică oarecum. Este acceptat în regulament. Păi de la acceptat stilist, până la normal, da. Nu e chestie că ți se impună sau că trebuie. Este normal, cum pică? Nu știu, nu mi se pare că pică agresiv deloc. Este normal să ai stilist, adică. Și chiar faptul că nu am stilist e un minus pentru mine, pe care mi-l asum. Îl asum, corect. Dar nu mi se pare că am atacat pe nimeni cu nimic. Ceea ce nu am. Dar pe tine ce te-a deranjat, practic? Poate tonul pe care a spus-o? Nu, deloc, eu nu am nicio problemă cu Ruxy și nu m-a deranjat absolut nimic. Cuvântul acesta mi se pare că a apăsat cam greu. Pe mine nu mă deranjează, eu recunosc că am parte de ajutor. Și fiecare poate să aibă parte tocmai de ajutor. Eu am zis-o la modul că eu eram în defavoare. Pentru că nu în ești primele, în defavoare în primele atâta ediții, timp cât tu zici că eu nu am stilist. Adică undeva ba da, la... sunt, pentru că în primele ediții Raluca a zis că vă recomand să vă luați stilist. Și simt uneori că eu aș putea fi în minus față de restul pentru că, în fața jurului, pentru că nu am stilist. Dar tu vrei să dovedești o chestie, nu știu. Dar nu vreau să dovedești că nu pici în defavoare. Noi picăm în defavoare cele care au stilist. Ei, hai să nu fim... Nu e adevărat. Eu nu am stilist. Motivul pentru care nu am stilist este că sunt foarte fixistă și am încercat să vorbesc cu anumiți oameni și orice mi-au zis nu mi-a plăcut. Și zic, dacă nu-mi place ce îmi zice și eu nu mă simt bine cu ce mi-o oferiți, eu nu pot. Tot timpul le modificam. Dar de ce? Și cu stilist, câteodată s-a întâmplat concurentele să nu ia steluțe. Nu e o chestie că dacă ai stilist, ai steluțe. Și faptul că tu iei steluțe și faci o ținută singură, nu ești în defavoare, din contra. Tu crești mult mai mult. Că eu dacă am luat 3 steluțe... Dar în fața jurului tot aceleași puncte sunt, Mădălina. Adică nu e ca și cum Ruxy dăm mai multe puncte ca n-are stilist. Nu, e aceleași puncte sunt. Nu, dar faptul că tu obții 3 steluțe și tu susții că nu ai stilist, ești mult mai sus. A lui Dumnezeu în fața cui? Nu, pentru mine personal, telespectatorilor, exact, se referă Mădălina, cred. Cumva că ei văd că una are, una n-are și... Mai mult. Pare că ai muncit mai mult decât cei care au stilist. Carmen, la tine cum funcționează? Eu nu am stilist și alerg singură, caut noaptea, trebuie să mă duc să-mi iau hainele, să le fac retur, le îmbin cu ce am în garderobă. Și noi avem aceeași chestie, chiar și cu stilist, ai aceeași chestie. Exact. Nu știu cum funcționează. Funcționează la fel. La fel, tot ai retururi, chestii, adică alergi de colo-colo. Adică nu știu că stilistul vorbește cu brandurile sau el vă face intrarea, adică eu trebuie să sun pe toată lumea. Uite, am văzut o chestie. Poți să-mi dai și mie partea aceea? Eu încerc să-mi vin cu ce am eu acasă. De obicei așa fac, adun toate piesele, merg acasă și văd, încerc să-mi vin cu ce am eu în garderobă. E muncă, nu e glumă. Este și vă muncă. Felicit pe toate pentru cum faceți față, ori cu ajutor, ori fără. Hai să vedem cum arată ținuta Mădălinei de astăzi, Ruxy. E superbă, n-am ce să zic. Am văzut-o și mă uitam la ea și din vestiar. Îmi place foarte mult cum îi vin culorile, cum e combinația de culori, fața ei. Adică mi se pare că are, v-am mai spus de 1000 de ori, are o față care merge pe stilul ăsta de mai stylish. Îi merge foarte bine fața pe stilul ăsta de classy și așa mai elegant. Dar e tot classy astăzi? E tot în aceeași zonă? Nu, ăsta e casual. Dar îmi place cum îi vine ideea asta de classy. Mădălina Panfile, te rog. Spuneam ieri că dacă o să continuați să veniți în două piese, un lucru foarte ușor deja pentru voi sau așa ar trebui să fie, am să depunctez. Însă, până acum, și te-aș fi depunctat dacă nu veneai în pijama style.
Pentru că o astfel de chestie nu au purtat-o toate fetele, știi? Toate femeile. E ceva curajos. E foarte bine aleasă ținuta din punct de vedere cromatic. Nu pot discuta foarte mult pentru că nu-i complexă. Mulțumesc. Îmi place foarte mult ce ai făcut, îmi plac culorile, îmi place cum le-ai asortat, îmi place părul, e foarte sleek, îmi place lentila ochelarului. Bravo, dragă! Mulțumesc! Eu ce să mai zic? Îmi place tot începând cu costumul și mai țin ochiere la ochi, că vine superb costumul, îmi place mult. Ce să-ți mai zicem, Pamfile, ce să-ți mai spunem? Ești perfectă! Mulțumesc frumos! Bravo, stil! Bravo, stil! Mulțumesc. Felicitări, Mădălina! Eu ce să mai zic? Vorbește cu cei de acasă. Dacă și voi mă susțineți și trebuie să rămân cât mai multe în această competiție, să vă arăt cât mai multe ținute și să-l căutăm împreună pe vecinul Gică, să votați indicativ 5 la 1206. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Vin mesajul foarte ne scrie foarte frumos lumea pe Instagram și ne mulțumim foarte mult tuturor celor care ne scriu și ne bucurăm și citim fiecare comentariu. Vin foarte multe mesaje foarte frumoase și vă mulțumim și vă pupăm pe comentariu. Da, sunt câteva sute de mesaje pe care le-am primit, nici măcar nu am avut timp să trec prin ele, dar primele din top de sus, adică m-au uimit. Au fost mesaje care au apreciat prezența mea printre acești mari, zăpăciți, simpatici, da. M-am simțit extraordinar că oamenii pot privi un om mai serios așa ca mine, cu ochi buni, ce să fac? M-am bucurat.